Muzeul Municipal Călăraș a donat 150 de volume adăpostului de urgență pe timp de noapte din subordinea primăriei municipiului Călăraș. În urmă cu ceva timp, coordonatorul adăpostului Mihai Toneanu preciza faptul că în cadrul instituției funcționează o bibliotecă, însă nu prea aveau cărți pentru a fi puse la dispoziția beneficiarilor. În urma acestui apel, reprezentanții Muzeului Municipal Călăraș s-au deplasat la sediul adăpostului, unde au donat mai multe volume de carte. Mai multe informații primim de la Florin Rădulescu, șef serviciul municipal pentru promovarea patrimoniului local. În urma informației cum că la centrul de noapte există doritori pentru a citi, noi la muzeu, având dubluri primite de la dumneavoastră de la Călărășeni, ne-am hotărât și am făcut două cutii cu cărți, 150 de volume, ca cei care beneficiază de sprijinul acestui centru să aibă cu ce să își consume timpul în care stau aici.